Long live the creative monkeys! Aloha și bun venit la tutorialul de basic de Photoshop. Sunt Codin și în minutele următoare o să discutăm puțin despre câteva noțiuni de bază legate de Photoshop, dar sunt noțiuni care se aplică și pe restul programelor Adobe, în mare parte. Asta se vrea a fi un fel de tutorial introductiv pentru cei care n-ați mai lucrat deloc în programul ăsta. N-o să avem timp să trecem în revistă peste toate uneltele și toate funcțiile programului, dar o să vorbim despre cele mai importante, urmând ca voi să vă puneți să experimentați diverse. Ok, deci asta e interfața, odată ce intrați, cam asta vedeți din start. Mă rog, cu mici modificări în cazul în care lucrați în alte versiuni, eu lucrez în CS5, CS4 era cam la fel, era CS3 în jos, probabil apar diferențe. Bun. În partea de sus a ferestrei avem normal file, edit, așa mai departe, un meniu standard de unde putem să facem un document nou, să deschidem o imagine sau un document și să salvăm. Pentru început o să merg la File New pentru că vreau să fac câteva observații asupra boxei astea de New, asupra dialogului astea. Practic, odată ce am dat File New, putem introduce dimensiunile fișierului pe care vrem să-l creăm. Dimensiuni care sunt exprimate, pot fi exprimate în pixeli, inci, centimetri și așa mai departe. Dar putem alege și dimensiuni presetate, fie că e vorba de hârtie, diferite dimensiuni de hârtie, A, B, C și așa mai departe, A4, A6, A5, etc. Observăm că în momentul în care alegem o dimensiune, ea apare automat, un preset, dimensiunile apar trecute automat. Putem alege dimensiuni pentru web, ele sunt exprimate în rezoluții destul de standard. Dar ce e important aici e să înțelegem practic diferența odată între 372 de pixeli per inch. Observăm că dacă punem pe web apar 72 de pixeli per inch. Dacă punem pe un preset de International Paper, spre exemplu, apar 300. Asta e pentru că 72 de pixeli per inch se folosesc în cazul lucrărilor grafice care apar pe net sau pe display-uri electronice sau, mă rog, sunt destinate filmului și așa mai departe, pe când de la 150, 170, 300 de pixeli per inch și mai sus sunt rezoluții dedicate printului, da? Deci în momentul în care vrem să creăm un afiș, pentru print îl vom face la 300 de pixeli per inch sau mai mult. Sau, mă rog, mai puțin, depinde și de dimensiunile printului, depinde dacă scoatem la plotter sau nu. În general, oricum, peste 72 de pixeli per inch, da? Și pixel per inch nu înseamnă altceva decât numărul efectiv de pixeli dintr-un inch. Ok? Bun. Să vedem. Un alt lucru despre care putem vorbi este diferența între RGB și CMYK. RGB e standardul de culoare pentru imaginile digitale și vine de la red, green, blue, de la trei canale, da? De culoare care formează imaginea, pe când CMYK este standardul folosit în tipar și vine de la cian, magenta, yellow și negru. Da, K-ul vine de la negru și este codul de culoare folosit în print. Mai există lab color și, mă rog, bitmap grayscale, care sunt folosite în diferite procede fotografice, cum e lab color-ul sau, mă rog, când avem nevoie să scoatem ceva și nu vrem să folosim decât informații de tonuri de gri și așa mai departe. Bun, hai să facem o imagine nouă. O să facem ceva de web. 1024x768. Dacă vreți să lucrați cu o anumită dimensiune sau lucrați frecvent cu o anumită dimensiune, da? Să zicem, traducem o dimensiune 2500x1500 la 72 de pixel pe inch, ok, și vrem să salvăm chestia asta, să o avem și pe viitor, putem pur și simplu să salvăm preset-ul, da? Putem să-i dăm un nume, zicem
Dimensiunea lui Juji. Ok? Și acum preset-ul apare, dimensiunea lui Juji ne apare între celelalte preset-uri. Putem să dăm OK și îl deschide exact la dimensiunea aia. Bun, odată deschis documentul, observăm în partea dreaptă, eu acum nu sunt pe full screen și de asta boxa asta de adjustments e foarte mare dacă dau un dublu click, o închide, dar observăm că la, în tabelul de layere apare un layer, background, închis, adică cu un lacăt și dacă tot am zis de chestia asta de layer, o să încerc să vă explic pe cât posibil rapid și simplu ce sunt layerele. Am observat că foarte multă lume are probleme în a înțelege ce sunt layerele, așa că o să fac două dreptunghiuri rapid cu unealta asta care creează forme de bază. Hai să facem pătrate totuși, da? Dacă ținem shift apăsat ne limitează, de fapt păstrează anumite proporții, păstrează proporțiile. Ok. Și hai să mai facem încă unul, hai să facem totuși o elipsă. Nu facem mai închisă, poate să fie totuși diferit. Da, bun. Ce avem formele astea două. Ce putem observa e că apar și la layere, da? Hai să zicem la unul pătrat și cerc, da? În imagine, cercul e deasupra pătratului. La layere, cercul e deasupra pătratului, da? În momentul în care trag cercul de desubtul pătratului, el apare ca fiind dedesubt și în imagine, da? Asta înseamnă că layerele nu sunt altceva decât straturi ale imaginii, și ele sunt aliniate, practic, de la cel mai de jos fiind cel mai din spate, da? Iar în sus construim peste, ca și cum am clădi efectiv. Vă puteți, nu știu, puteți să asociați imaginea asta cu un tort care are blat și, mă rog, așa mai departe, un tort pe straturi sau cu un colaj din multiple bucăți de fotografie lipit unul peste celălalt, iar imaginea întotdeauna o privim cum ar veni de sus sau din față, ne putem imagina așa, da? Bun, iar dacă trag pătratul de desubt, spune de desubtul cercului și așa mai departe. Deci astea sunt layerele, practic straturi ale imaginii. Ok, bun. Să încercăm să discutăm de încă un lucru foarte important acum, dacă tot am făcut formele astea, și anume să păstrăm cercul. M-am apăsat delete ca să șterg layerul ăla. Pentru a crea un layer nou, puteți să mergeți la layer, new layer, da? Sau control shift n. Vă sfătuiesc să învățați scurtăturile de pe tastatură cât mai repede ca să lucrați cât mai bine. Despre unelte nu o să vorbim, despre toate oricum, dar dacă țineți mouse-ul deasupra uneltelor va apare atât numele uneltei cât și între paranteze scurtătura. Vă sfătuiesc să încercați să vedeți ce face fiecare unealtă, vă deschideți o poză și pur și simplu le testați. Ok, până una alta, hai să discutăm despre diferența dintre obiecte vectoriale și obiecte bitmap sau raster, da? Obiectele vectoriale, cum am apăsat Ctrl-T ca să transform cercul ăsta, îl voi face mai mic. Obiectele vectoriale nu sunt altceva decât obiecte a căror formă este calculată matematic. Da? Deci, pe când obiectele bitmap sunt obiecte care au un anumit număr de pixeli care ocupă o anumită suprafață și au o anumită informație de culoare. Ok? Obiectele vectoriale, din cauza că sunt calculate matematic, practic, pe anumite, mă rog, proporții, indiferent de dimensiunea la care sunt afișate, își păstrează calitatea. Da? Deci dacă ar fi să mărim cercul ăsta de, nu știu, 1500 de ori, da? Am pusat 1500 aici la, în boxa de transformare după ce am dat Ctrl-T pentru transform. Deci o fac simetrică. Deci dacă îl mărim, bifez pentru a aplica transformarea, observăm că marginea cercului este la fel de clară, să dăm un actual pixels,
Este foarte clară, nu s-a pierdut deloc calitate. Să-l facem înapoi mic, ținem 10%, ok. Deci îmi sună tastatura asta. Bun. Hai să facem poate și mai mic. Bun. O să fac o copie, țin Alt apăsat, dau un click și țin Shift și trag pur și simplu ca să fac o copie. Mai putem face copii cu Ctrl J de pe tastatură. Observați, am mai făcut o copie. Sau se mai pot face copii cu Layer, Duplicate Layer. Da? Și putem să-i dăm și un nume, ok. Bun. În momentul în care vreau să transform un obiect, deci nu mai am nevoie de el vectorial, pentru că vreau, să zicem, să aplic anumite filtre pe el, anumite efecte din celebrele efecte de Photoshop pe care o să le găsiți la filter. Da, și vreau, de exemplu, să aplic un blur pe cercul ăsta. Nu o să pot din cauza că e vectorial și o să-mi apară o boxă care îmi spune că forma trebuie să fie rasterizată înainte de aplicarea efectului. Ok. Bine, asta e blur-ul, cancel. Deci, practic, trebuie rasterizată pentru a aplica efecte. O să o rasterizăm cu un click în dreapta pe layer și rasterize layer. Sper că se vede în înregistrare. Ok. Observați că iconița din dreptul layer-ului se schimbă. Ne apare în thumbnail, ne apare checkered board-ul ăsta, adică ceea ce face Photoshop-ul când are de-a face cu transparență, deci așa afișează transparență. Dacă închid ochiul la background, vom observa că tot fundalul este afișat așa, în tabla asta de șah alb-gri, ceea ce ne indică că e complet transparent. Bun. Deci acum cercul îi pur și simplu îi rasteriza numai vectorial. Dacă îl mărim la 1500, da? Din dimensiunea lui, o să observăm că marginile arată ca economia României, sunt distruse, apare fenomenul de pixelare. Asta pentru că, exact cum am spus mai devreme, cercul era definit de un număr, de un anumit număr de pixel pe o anumită suprafață. În momentul în care am mărit efectiv acei pixeli, deci nu s-au creat pixeli noi, cum ar veni în locuri celor vechi, ci pur și simplu cei vechi au fost redimensionați, supradimensionați și atunci au pierdut din calitate. Schimb, dacă mărim cercul, să mai facem o dată, la 1500, da? Și îl selectez pe amândouă cu Shift, mi pare, dacă sunt pe săgeată, mi pare chestia asta de aliniere și le aliniez să fie de la egal la egal amical, ce trebuie emisiunea aia. Observăm clar diferența între vector și bitmap. Mă rog, imaginele vectoriale se folosesc în special în zone unde e nevoie de calitate la dimensiuni mari. E vorba de, nu știu, afișe de foarte mari dimensiuni, mesh-uri și așa mai departe. În schimb, bitmap-urile, din cauza că sau imaginele raster, din cauza că se pot aplica atâtea efecte pe ele și pot fi mult mai ușor controlate, sunt folosite în restul domeniilor grafice sau în grafica de mai mici dimensiuni, da? Bun. Fotografia, de exemplu, nu e vectorială și nici nu cred că vom ajunge vreodată să facem fotografie. Ar fi un gând, așa, SF, but I digress. Hai să trecem mai departe. Deci am vorbit despre RGB CMYK, am vorbit despre vectorial și raster. Hai să deschidem, o să închid imaginea asta, nu vrem să salvăm, să deschidem o poză. Pregătit o poză aici, asta e făcută din tren în drum spre mare, nu e cea mai faină poză din lume, dar, mă rog, arată decent. Z e tasta pentru zoom, cu click zoomăm, Alt și click zoom out. Chestia asta poate fi inversată de aici de sus, dar, în general, majoritatea uneltelor, și repet, experimentați cu ele, au opțiuni secundare dacă țineți apăsat Ctrl sau Alt sau Shift în unele cazuri. Bun, putem să tragem ca să zoomăm pe o anumită zonă, da?
Mă rog, astea sunt niște efecte adăugate din Photoshop CS5. În restul de Photoshop-uri puteți să trageți efectiv un chenar. Cred că și în ăsta trebuie să modific ceva de prin Edit. Hai să ne uităm dacă tot am amintit de Edit. La Edit, mergeți la Edit Preferences. Nu apare de chiar jos de tot. Și General. Aici puteți să setați diverse opțiuni legate de funcționalitatea efectivă a Photoshop-ului, de la zoom-ul ăsta animat, care poate fi animat sau nu, la zoom cu rotița de la mouse și așa mai departe, chestii legate de interfață, chestii legate de performanță. Aici să fiți atenți, în orice caz să lăsați Photoshop-ului să folosească memorie și să-și facă scratch disk, adică să-și pună fișierele temporare pe o partiție unde aveți mai mult spațiu liber. Și avem și history. Despre history vreau să vă mai spun o chestie. Practic, history states nu face altceva decât să înregistreze ultimii 100 de pași sau cât setați voi, 30, mă rog. În general rămâneți undeva la 50 dacă nu aveți foarte mulți RAM sau nu aveți un calculator suficient de puternic. Eu las la 100, deși rareori folosesc mai mult de 20. Ok. Hai să exemplificăm cam ce face asta. Practic, dacă iau brush-ul sau apăs B și mă apuc și trag pe aici niște linii, da? Peste poza asta, niște linii foarte urâte, în momentul în care dau un singur Ctrl-Z, adică undo, nu merg înapoi decât un singur pas, da? Nu pot să mă duc mai mult. În schimb, dacă apăsați Ctrl-Alt-Z, puteți merge în spate în history, da? Adică între pașii înregistrați de Photoshop, în funcție de ce număr ați dat, ați setat acolo la Edit Preferences General. Bun. History-ul apare și în partea asta, pe undeva, Navigator, nu, Actions, nu, History, da, aici e History-ul. Din CS4 mi se pare, sau din CS3 a fost adăugată și bara asta, mă rog, nu știu cât e de utilă. Dacă am ăsta ar fi History, aici putem vedea toate acțiunile pe care le-am făcut. Da, și putem merge efectiv înapoi și cu mouse-ul. E mai simplu să mergem cu Alt-Ctrl-Z de pe tastatură. V-am zis, învățați cât de bine puteți scurtăturile. O să vă salveze foarte mult timp. O să câștigați foarte mult timp. Bun. Tot de la Z, zoom tool, cu click dreapta, avem opțiunile de Fit on Screen, Actual Pixels, ca să vedem, mă rog, de la nivelul pixelilor pe inch, care e calitatea imaginii, și Print Size, care e foarte asemănătoare. Bun, Fit on Screen, pentru a vă plimba pe imagine, țineți apăsat Space și trageți pur și simplu de imagine, da? Click and drag, click and drag, bun. Pentru o corecție de culoare simplă, puteți să mergeți la Image Adjustments și aveți aici Brightness and Contrast, Levels despre care discutăm, Levels și Curves despre care discutăm în alte tutoriale. De fapt, cam despre toate discutăm și în alte tutoriale, dar aici se află modificările de bază. Da? Putem să mărim un pic luminozitatea și contrastul. N-ar fi rău. Ok. Bun. În momentul în care aveți deschis o imagine nouă, ea va apare exact la fel ca și în momentul în care creați o imagine nouă. Va apare un singur layer intitulat Background și nu-l puteți mișca, e închis. Da? Bun. Ca să-l deschidem, dublu click, ne apare boxa de New Layer, să-l denumim BG de la Background, putem să-i dăm o culoare. Dacă vrem să-l recunoaștem mai ușor în momentul în care avem foarte multe layere, e util să le avem atât de numite cât eventual și color-coded. Ok. Deci ăsta e BG-ul. Acum îl putem muta, mișca, repoziționa. Observăm transparența din spate. Ctrl-Z. Bun. Ca să facem o copie, în general e bine să nu lucrați tot așa ca sfat, nu lucrați direct pe imagine, dați un Ctrl-J, faceți o copie, închideți ochiul, închideți vizibilitatea la layer-ul de bază, cum ar veni, și lucrați pe copie, da? Ca să aveți tot timpul imaginea în spate. Nu ne putem baza tot timpul pe history. Bun.
Cam asta ar fi în mare. Nu știu dacă are sens să intrăm acum și în filtre, pentru că în celelalte tutoriale o să vedeți, discutăm mult, mult mai pe larg despre toate lucrurile astea. O să mai discutăm acum despre image eventual, dincolo de adjustment-urile de care am vorbit, de brightness and contrast și așa mai departe, de black and white. Toate astea sunt foarte simple. Odată ce intrați în ele și vă jucați cu diversi parametri, o să vedeți ce fac și o să vă obișnuiți foarte ușor. Să dăm un cancel. Tot aici se află și image rotation, dialogul de unde putem schimba, roti imaginea sau o putem întoarce în oglindă, da? Flip canvas horizontal sau flip canvas vertical, deși nu știu de ce am vrea să avem imagine așa. Ctrl-Z, Alt-Ctrl-Z. În momentul în care vreți să salvați, da, file, save, dacă imaginea nu mai e salvată nicăieri, oricum va apare dialogul ăsta, boxa asta care vă, unde o să trească să introduceți un nume, să zicem munți, PSD, sau putem alege, dând un click în boxa asta, putem alege un alt format, JPEG sau BMP sau PNG și mai departe, PNG-ul e cu transparență. Bun, nu vrem să salvăm. Ați văzut cam ce unelte am folosit acum. Am folosit săgeata asta, adică Move Tool-ul. Unealta de selecție, iar o unealtă destul de utilă. Practic cu ea nu facem altceva decât să selectăm, da? Facem selecții, dacă avem nevoie, să zicem, să copiem doar zona asta de nori, dăm un, facem selecție, apăsăm un Ctrl-J sau mergem la Layer, New, Layer via Copy și se creează un layer nou deasupra layerului pe care am făcut selecția cu exact acea bucată din imagine. Mă rog, nu știu de ce am vrea să facem nici chestia asta, dar o putem muta, putem selecta E de la Eraser și să începem să ștergem din marginile astea dure și poate pur și simplu vrem să avem și aici ceva luminozitate în nori. N-am idee. Oricum, majoritatea tutorialelor pe care o să le găsiți pe site vorbesc mai mult despre tehnici decât despre rezultate finale, pentru că, mă rog, n-are sens să copiați mot-a-mo, mai mult să învățați cum să folosiți uneltele ca să creați imaginile voastre proprii și personale. Bun, la SOE tot o unealtă de selecție ca și marquee tool, doar că putem face selecții trasându-le, mă rog, iregulate, da? Trasându-le cu mouse-ul. Quick Selection Tool selectează pe bază de culoare sau de tonalități de culoare. Anumite zone, vezi ce bine o selectat cerul în imaginea asta, deși n-am pregătit-o dinainte special. De ce am vrea să facem selecții? O să vedeți și mai încolo, nu mai ușor de aplicat corecții de culoare selective. Să zicem că vrem să luminăm doar cerul. Dacă avem selecția făcută și dau Image, Adjustments, Brightness and Contrast și măresc Brightness-ul. Acum observați, se schimbă luminozitatea pe zona cerului, dar nu și în restul imaginii. Deci modificarea rămâne în selecție. Da? Cancel cu click dreapta, pardon, cu click dreapta, o să beau o gură de cafea că deja mi-e uscat gâtul. Așa, ok, bun. Mi-a revenit, mi-am resetat creierul. Cu click dreapta, în orice selecție apar câteva opțiuni. Deselect, Select Inverse, Feather pentru a oferi selecției o margine difuză și așa mai departe. Bun, crop. O să mai discutăm și de crop. Cu crop-ul pur și simplu selectați o zona pe care vreți să o păstrați dintr-o imagine, după care bifați sau apăsați Enter pentru a accepta transformarea și imaginea e redimensionată. Da? Bun. Color Picker-ul selectează culori din imagine care vă apare aici jos. Da? De aici puteți da culori noi. Puteți să selectați o anumită culoare din paleta asta de culori pentru ce vreți să faceți. Sau puteți să introduceți numeric valori pentru culori, pentru red, green, blue. Da? Sau puteți să alegeți de la swatches culori
culori prefăcute. Culori făcute dinainte. Culori prefăcute, ce tare, o culoare prefăcută. Așa, mai departe avem Brush Tool, despre care vorbim un alt tutorial exhaustiv. Mai avem Clone Stamp Tool, cu care pur și simplu apăsând Alt luăm pixel dintr-o anumită zonă, da? Și putem să-i aplicăm în altă zonă. Observați ce se întâmplă. It's a kind of magic. Sau nu, it's a kind of Photoshop. Bun, Ctrl-Z. Mai departe. Avem History Brush Tool, care efectiv merge înapoi în pașii înregistrați, dar putem controla doar pe anumite zone. Așa, Eraser, am vorbit de Eraser. Cu Paint Bucket Tool și Gradient Tool, pur și simplu dacă facem o selecție și facem un layer, adică hai să facem un layer nou, Ctrl-Shift-N, layer 1, da? Și facem o selecție pe layer 1, putem să umplem acea zonă cu o culoare. Ok, am pus un galben din ăsta, nu-i chiar hepatic, e bun, așa de soare. Deci putem să umplem o selecție. Ctrl-D pentru deselect, deci asta face Paint Bucket-ul și Gradient Tool pur și simplu aplică un degradé, da, de la o culoare la alta între aceste două culori, între culorile setate. Dacă schimbăm culorile astea, o să obținem un alt rezultat. De asemenea, gradientul poate fi radial sau linear, poate fi controlat de aici. Easy stuff. Bun. Și tot așa mai departe, vă las să le descoperiți voi. Despre Pentool o să discutăm într-un alt tutorial mult mai mult. Cu Pentool putem crea forme vectoriale controlând puncte și curbe bezier. Dar o să vorbim de asta pe larg, pentru că sunt lucruri ceva mai avansate. Ok. Încă 2-3 lucruri despre layere înainte să oprim basic-ul ăsta și să vă las să descoperiți celelalte tutoriale. Pentru a controla transparența unui layer, să zicem că fac un cerc, da? Avem cercul ăsta. Dacă vreau să schimb culoarea, în cazul în care shape, pot să schimb culoarea și dând un dublu click pe thumbnail și selectând o altă culoare. Ok. Bun. Dacă vreau să îi scad opacitatea, vreau să-l fac transparent, pur și simplu de la opacity, fie trag efectiv în momentul în care se schimbă mânuța asta, da? Și îi scad. Scăzând opacitatea, crește transparența. Evident. Bun. Sau pot efectiv să-i scad doar filul. O să discutăm de asta mai târziu când ajungem la Layer Styles. Layer Styles-urile sunt moduri în care putem afecta un singur layer. Putem să-i dăm diverse efecte, gen să lase umbră sau să-l colorăm diferit. Și intrăm în Layer Panel, Layer Style Panel cu dublu click în dreapta layerului. Vedeți, despre box asta o să discutăm pe larg într-un tutorial destinat doar ei. Putem aici să adăugăm umbră și așa mai departe. Tot felul de chestii extrem de dubioase, dar foarte simplu de folosit. Bun, și filul se referă, deci de exemplu dacă i-aș da un contur la cercul ăsta de o anumită culoare și n-aș vrea să văd tot cercul, doar conturul, pot să scad filul și în momentul ăla rămân doar cu conturul. Ok? Cam asta face filul ăla. Bun. Layerele mai pot fi și blocate, închise, ca să nu le putem modifica. Asta e util în momentul în care avem 10 sute de layere și pur și simplu vrem ca unele să rămână așa cum le-am făcut, să nu le stricăm. Ok? Cam asta ar fi în mare despre restul lucrurilor, cum am spus, o să vorbim. Poate ar trebui să mai amintesc și de rulere și atât, cu asta o să închei. Rulerele de la View Rulers
sunt pur și simplu ca un fel de, adică sunt unelte de măsurare, unelte care ajută în a măsura așa, seta proporții, trăgând de ele ne par niște linii verticale și respectiv orizontale, care sunt guides-urile. Guides-urile astea nu apar efectiv, nu apar propriu-zis în imagine, ele sunt pur și simplu un fel de ajutoare de paginație, cum ar veni, și sunt utile pentru că dacă avem, să zicem, un obiect și avem setat de la view, avem bifat snap și snap to guides, atunci în momentul în care tragem de el, el o să sară automat și o să fie mult mai ușor să-l poziționăm în funcție de aceste guides-uri, da? Deci nu o să trească să ne chinim, el pur și simplu sare automat și se aliniază la liniile pe care le-am trasat ca să scăpăm de ele. Le tragem pur și simplu în stânga sau sus. Ok. Cam asta ar fi. Vă aștept evident cu întrebări, dar și cu sugestii pentru tutoriale viitoare, dacă există ceva ce chiar nu ați înțeles, deci nu ați înțeles deloc, n-ați putut să vă dați seama cum funcționează, ați experimentat, dar n-ați înțeles, nu ezitați să scrieți, că evident o să mă uit peste și o să mai facem video-uri din astea, adică și de bază, dar și mai avansate, în care să luăm uneltele pe rând și să vedem ce fac. Ok. Vă mulțumesc pentru atenție, cum ar spune mari poeți, sau nu știu dacă ar spune așa mari poeți, în orice caz, cius și să intrați pe celelalte tutoriale să vă uitați. Ok, ne vedem. Trebuia să închei cu ceva glumă comică legată de munții ăștia sau ceva. Nu? Long live the creative monkeys!